rămas singuri în competiție au primit cu bucurie vestea că îi așteaptă o distracție pe cinste la o piscină din capitală. This is my spot. Cine vrea să împartă un șezlong cu mine? Dar tu de ce împarți șezlongul? Că sunt șase. Odată fiecare șezlong revendicat, fetelor și băieților nu le mai rămânea decât să se bucure de această experiență și să intre în atmosferă. O zi foarte frumoasă, în sfârșit am prins soare. Apă bună, prea rece, soare. Foarte relaxant. Mi-a dat un vibe foarte bun. M-a făcut să mă mai detașez puțin de casă. Suntem fete, suntem sincere, arată foarte bine băieții. Alin e bine. Și din față și din spate. Fetele au corpuri foarte frumoase, dar ochii mei sunt îndreptați către o singură fată. Un mesaj pentru Alin. Îți fac eu figuranța. Nu mai vrea! Nu mai intru în apă. Hai, Daria. Hai, tu poți să fii și tu băgat de cap la fund. Ne-am simțit foarte bine și ne-am mai relaxat, am mai vorbit unii cu ceilalți. Mie mi-a plăcut foarte mult. Fetele și băieții au rămas la fel de competitivi, așa că un concurs de ținută respirație părea o idee potrivită. Am avut prima rundă în care am participat toți trei, adică eu, Alin și Emil. Am rămas eu și Emil și am câștigat eu. Mai trăiește? Da, da, încă trăiește. Momentul prânzului nu l-a găsit pe Radu în apele lui, iar cei din jur au observat asta încercând să-i schimbe starea. Radu! Vrei să fii servit la șezlong? Era să zic ceva. Auzi, Radu, vrei să-ți bagi pizza în gură păstirea? Nu! Nu! Da, sunt puțin supărat, dar nu de astăzi, de mult timp, de ceva timp, doar că am început să nu mai pot să maschez lucrul ăsta. În schimb, Alina și Emil au profitat de aceste momente și s-a lăsat cu un prânz mai intim. Ok, așa sau nu? E bine. Cel mai bine mă simt alături de Alina. Restul, fac și ei parte din echipă și mă înțeleg bine și cu ei. Îți place la piscină? Îmi place compania de la piscină. Că piscină găsești oriunde. Dar persoane care să fie pe aceeași lungime de undă, mai rar. Tu? Și consider că suntem pe aceeași lungime de undă? Da. Sper să fii și din partea ta în reciproc. Încă te studiez, te analizez. Ai intrat de două zile în casă. Ce te aștepți? Nu vreau să grăbim nimic. Atunci când forțez lucrurile, nu rezistă. Sunt conștient de treaba asta. Ne piem bine, adică facem echipă bună în bucătărie. Până spală, unul gătește. Și nu mai în bucătărie, cred. Probabil și pe alte planuri, dar încă n-am ajuns să le cunoaștem. Aș vrea să-ți văd ochii aia. Nu-i prea indicat, da? Îmi place naturalețea la o fată. Cu cât e mai naturală, cu atât admir mai mult treaba asta. Și crede-mă, ești foarte frumoasă naturală. Naturală stă foarte bine. Mulțumesc. Am văzut că n-ai probleme cu apa. Deloc. Am învățat eu să înnot. Tocmai de aceea am stilul meu. Trebuie să ai încredere în mine, că nu te-aș lăsa să duci la fund. M-aș duci eu și te scot pe tine. Nu am încredere în nimeni. Păi da, ai zis că pleci cu 100% încredere. Vis-a-vis de piscină. Pot să analizez o persoană și dacă văd ceva care îmi place și nu, eu nu știu să o fac, pot încerca și cu timpul minte. Perseverența. Ceea ce aplic și în dragoste. În orice vrei să faci, cred că trebuie să fii perseverent. Vis-a-vis de faptul că mâine e gală. Trebuia să amintești? E un subiect
foarte delicat. Am mai discutat puțin cu Emil, ne-am mai apropiat. Ce să faci dacă pleci mâine? Cu ce gânduri pleci mai departe? Înseamnă că atât a fost să fie și, așa cum spuneam, nu mi-aș dori să plece Ana. Pe de altă parte, nu-mi doresc să plec nici eu. Mai ales că ai intrat și tu și nu am reușit să te cunosc suficient. Ai fi dispus să mă aștepți afară? Te voi urmări. Adică mă voi uita la emisiune. Eu consider că merit să fii așteptat, te voi aștepta. Sper și îmi doresc să nu ieși. Ne-am simțit foarte bine. Cred. Sper că toată lumea s-a simțit bine. Da, a fost focusat acest material pe acest flirt între Alina și Emil. De fapt, cunoaștere. Tot cunoaștere. Poftim? Zic, rămâne în continuare cunoaștere, se pare, da? Vedem pe parcurs dacă vor rămâne. Tu ți-ai dorit, tu ți-ai fi dorit să se accelereze lucrurile sau? Nu neapărat, dar e ok și așa cum decurg în momentul de față. Că simți așa o ușoară nemulțumire în vorbele tale? Nu. Ce anume? O simți rezervată? Nu neapărat. Poate asta este modul ei de a cunoaște o persoană un pic mai încet. Și atunci, dacă sunt un pic mai răbdător, poate o să mă pliez pe cerința ei. Ce ziceți, doamnelor? Că tot timpul ați sfătuit-o pe Alina. Iar vi se pare rezervată sau? Da? Păi ce facem, doamna Daniela? O mai măritam sau nu? I-am spus și eu, da. Așa e stilul ei, n-ai ce. I-am mai spus noi. Care sunt așteptările, nu știu, a lui Emil, a așteptările dumneavoastră? Este timpul prea scurt ca să ne... Păi și atunci. Te simți stresată, Alina? Da. Toată lumea mă stresează cu întrebări, toată lumea... Nu, dar... Nu și deja au devenit agasante. Pentru că dacă sunt în bucătărie, mă întreabă două persoane. Merg în living, mai sunt alte două persoane care mă întreabă același lucru. Ies pe terasă, mă întreabă alte două persoane același lucru. Și pentru mine e presant. Da, spuneți ce voiați... Că nu o facem din presiune. Să cunoască mai bine, adică să se lase un pic mai... Sper să fie mai degajată, da. Probabil. Să fie ea mai relaxată. Mai relaxată, da. Mai degajată. Adică, până la urmă, n-ai nimic de pierdut. Dacă o fi să fie bine, dacă nu, nu trebuie să fie stresată. Doamne, cum plouă! Nu știu la voi cum e, dar la noi am senzația că mai e un pic și plouă aici. Așa de tare se aude ploaia.